Hello, hello, uite că suntem live acum. Am făcut eu o postare de dimineață și spuneam cam în felul următor. O secundă, ca să-mi readuc aminte ce am spus. Orice blochezi, da, va găsi cumva, când mintea ia o pauză, când nu mai este atentă, va găsi o cale să iasă. Da? Cam despre asta e vorba. Și Daniela mi-aruncă mănușa și îmi spune, dezvoltă subiectul. Bineînțeles, eu copil cu minte așa cum sunt, am zis că este cazul să mă conformez și să țin cont de această sugestie. Uite cum stă treaba. Totul funcționează. Hai să ne imaginăm, ca să fie și mai simplu, hai să ne imaginăm că fiecare dintre noi este un vas. O oală, da? Care este pusă pe aragaz. Și noi aruncăm în această oală tot felul de lucruri. Aragazul sau focul este reprezentat de starea emoțională. Ceea ce aruncăm noi în oală sunt gândurile. Ceea ce trece pe aici, da? Salut, George! Ceea ce trece pe aici. Și noi tot aruncăm în oală. Și tot aruncăm, și tot aruncăm, și trec ani, și tot aruncăm. Și se întâmplă ceva. Acest instrument, care este mintea, este o minunăție de mașinărie dacă este utilizată corect, începe să intre în contact cu stările emoționale, adică cu ceea ce noi am aruncat în oală. Pentru că ceea ce noi am aruncat și am depozitat nu stă degeaba. Deci se întâmplă două lucruri. Unu, noi continuăm să aruncăm în necunoștință de cauză, să introducem în oală tot felul de lucruri. Și doi, ceea ce aruncăm nu stă degeaba. Fierbe. Da? Adică produce aburi. Da? Produce aburi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe măsură ce trece timpul, tot ceea ce este în această oală, chiar dacă noi încercăm să o ținem, să o ținem sub control, să punem capac, tot ce este depozitat în această oală, pentru că este pe foc, la un moment dat va exploda și va găsi diverse metode să facă acest lucru. Bună, bună, Floriana! Deci va găsi instrumente și, de fapt, căi să iasă. Adică, furie, tristețe, manifestări violente și așa mai departe. Există și aici multe de spus, însă cam așa funcționează treaba. Deci, orice lucru, orice... Stai mă cu minte. Deci, orice gând care îți trece prin cap, ajunge în oală, conectat cu o stare emoțională. Acea stare emoțională nu încetează niciodată. Mă, stai mă cu minte. Da, e dumnealui pe aici prin zonă. Acea stare emoțională nu stă degeaba. Lucrează, fierbe, pentru că ăsta e focul, ăsta e iadul interior, da? Ăsta e iadul, e oala în care trăim noi. Adică oala pe care o avem fiecare dintre noi și în care aruncăm gunoaie. Și la un moment dat, indiferent cât de să spunem cât de mult ai ignora sau cât de mult ai lupta cu ceea ce se întâmplă înăuntru, explodezi. Bineînțeles, mintea, despre care pomeneam mai devreme, care este capacul, da? Este cel pe care noi îl punem pentru a nu vedea sau pentru a pune sub control ceea ce se întâmplă, nu vrea să le vadă. Ori ignoră, ori luptă. Astea sunt cele două instrumente pe care ea le folosește, pentru că ea nu știe calea de mijloc. N-a auzit în viața ei despre calea de mijloc, da? Ea vorbește doar din perspectiva ei, adică ori ignoră ceea ce se întâmplă, ori se luptă violent cu ceea ce se întâmplă în interior. Și pentru că spiritul are mai multă putere, are răbdare, suficient de multă răbdare, pentru ca tu să ajungi la punctul de fierbere. Și când ai ajuns la punctul de fierbere, facem bum. Deci în interior este un vulcan imens, care, dacă nu este rezolvat, bubuie. Din moment în moment, voi știți cum funcționează un vulcan, da? Din perioadă în perioadă, în funcție de cât de mare este cantitatea de energie acumulată în subsol, mai pocnește așa, mai scoate un pic de fum, mai face zgomot, da? Mai aruncă niște lavă. Cam așa suntem și noi, în postura vulcanului. Fierbem pe interior și undeva, într-un anumit... Bună, bună, Gianina! Într-un anumit moment, când mintea nu mai are control sau nu mai este atentă la ceea ce se întâmplă, lava este la suprafață. Și cum iese lava? Momente de frustrare, de furie, de tensiune, de agitație, de orice fel.
când spun ceea ce am spus, adică orice blochezi, la un moment dat explodează, cam asta înseamnă. Da? La asta mă refer. La faptul că atunci când mintea face o scurtă pauză și nu este un pic atentă, și când nu este atentă, tu zici că ai situația sub control. N-are nicio legătură, George, cu femeile sau cu bărbații. Are legătură cu ceea ce e în interior. Este minte feminină, minte masculină, dar nu ține de sex, de corpul în care te afli. Ține de ce se adună în interior. Sunt femei, o grămadă de femei care sunt foarte masculine. Așa că, deci mintea masculină și mintea feminină, nu vorbim despre corp. Da? Că sunt și bărbați care sunt foarte feminini. Și nu mă refer la gay, mă refer la energie. Sunt foarte moi, foarte blânzi, foarte așezați. Deci n-are nicio legătură cu corp. În sfârșit. Deci, ideea este că la un moment dat, mintea, în situații în care este luată prin surprindere, ca de exemplu în trafic, da? În trafic, te afli în mașină, stai cu mințel la volan, conduci, asculți muzică, toate sunt bune și frumoase, e minunat și cineva stai calea. Ghiși ce se întâmplă atunci, pentru că mintea a fost luată prin surprindere și nu mai are capacitatea să gestioneze imensa cantitate de lavă care există în interior, iese la suprafață. Deci mintea nu mai are puterea să gestioneze și iese la suprafață. Ce iese? Ce ziceți voi că iese în astfel de situații? Cei care conduceți în trafic și vă întâlniți cu astfel de situații. Iese bucurie, nu-i așa? Dacă îi spui, bravo, mulțumesc, mi-ai trecut prin față. Dacă nu treceai, nici nu aveam posibilitatea să te observ. Mă bucur că s-a întâmplat, nu? Sau e invers. Îți vine să te dai jos de mașină și să alegi după el. Precum un câine după cauciuc cu mașini. Da? Deci cam așa e. Cam așa e treaba. Deci aveți grijă la treaba asta. Orice blochezi, orice rămâne înăuntru, în stare de tensiune, oricât de mic ar fi în primă fază, se amestecă cu tot ce este depozitat în interior și la un moment dat, când te aștepți mai puțin și când crezi că totul e roz și frumos, explodezi. Facem bum. Bum, bum, bum. Stai mă cu minte. Așa. Deci, dragii mei, da, mai. Trecea prin față, n-am zis că ți intră în portieră, da? Trece prin față. Bun. Deci, dragii mei, cam asta era explicația pentru postarea de dimineață. Și uite că numai bine se pupă, foarte bine se pupă treburile astea. Că, uite, ieri discutam cu prietenul meu, Alin, de la Sibiu, cu Alin Ghizășan, care este, apropo, un super expert în astfel de lucruri. Și zice, băi, tu ai adunate 1.000.000 de aforisme de genul ăsta de-a lungul timpului, chiar am, că este peste 3 ani de zile tot postez așa și s-au adunat mai bine de 500 de astfel de fraze și îmi zice, dar oare de ce nu faci tu? L-ați văzut? Ați văzut ce a făcut berbecul? A sărit de pe fotole, a sărit direct sus pe mobilier. Dă-te mai jos de acolo. Fantastic. Sare în cap acum înapoi. Și îmi spune, măi, dacă tu tot ai adunate toate postările astea, de ce? Pentru că astea, ele sunt acolo. De ce nu le folosești ca să descrii ceea ce spui? Adică fraza și explicația. Și uite numai bine, astăzi s-a întâmplat ca în urma discuției pe care am avut-o, vezi, nimic nu-i întâmplător, să se preteze discuția de astăzi să fie legată de fraza pe care am postat-o dimineață. Ia uite cum se leagă lucrurile. Fac o scurtă recapitulare. Nimic din ceea ce aduni, sau mai bine zis, tot ce aduni înăuntru, este în stare activă, din punct de vedere emoțional. Totul rămâne înăuntru și fierbe. Dacă nu ștergi memoria emoțională, la un moment dat, indiferent de cât de multe eforturi ai face să menții totul sub control, va exploda. Așa că mare grijă la ceea ce adunați în interior. Da? Bun. Eu vă urez, cred că e ora prânzului, dacă n-ați mâncat încă, a început distracția, deci le dă jos de acum. Eu vă urez să aveți un prânz cât mai plăcut. Și ne vedem curând, da? După amiază liniștită tuturor. Și poftă bună, poftă mare. Pa, vă pup!